2,7 milioane de persoane din Uniunea Europeană au fost diagnosticate cu cancer în 2020, iar alte 1,3 milioane de persoane, dintre care peste 2000 de tineri, și-au pierdut viața din cauza acestei boli. România are cu 48% mai multe decese față de media europeană din cauza cancerului. Practic, în fiecare zi, cancerul face 152 de victime în România, astfel că în actualul sistem de sănătate, pacienții care reușesc să învingă cancerul sunt eroi. Despre ce înseamnă să fii pacient oncologic în România, despre supraviețuirea în cancer, povestește senatoarea Nicoleta Pauliuc, președintele Comisiei de Apărare și Ordine Publică și Siguranță Națională din Senat, supraviețuitoarea unui cancer de pancreas. Am auzit adesea spunându-se, trebuie să îi se întâmple unui politician ceva rău ca să se schimbe în bine ceva în țara aceasta. Am auzit de multe ori această sintagmă, sunt sigură că și dumneavoastră ați auzit-o. Iar apoi am auzit de la pacienții de cancer din România spunând ce noroc avem cu doamna senator Nicoleta Pauliuc. V-ați asumat un rol extraordinar spunându-vă povestea și dincolo de asta, mergând mai departe și luptând nu doar pentru dumneavoastră, ci în special pentru cei sărmani, ca să o spunem pe drept, din România, cei care poate altfel n-ar fi avut nicio șansă. De ce spun acest lucru? Pentru că e foarte important să avem speranță și aș vrea să vă întreb de unde vă vine acest optimism și această speranță, pentru că vorbim de un cancer destul de dificil în cazul dumneavoastră. E un cancer pancreatic, din câte am înțeles, care nu are o rată de supraviețuire extraordinară, nu doar la noi, ci în lume, și știu că se caută noi metode de vindecare, de curabilitate. Deci de unde vă încărcați bateriile? De unde îmi vine optimismul? Sunt un om optimist. Eu cred că nimic nu e întâmplător în viața noastră. Întâlnirea cu un om, întâlnirea cu o situație, întâlnirea cu cartea, e un eveniment în viața noastră, depinde de noi să-i dăm conotația care trebuie. Iar eu cred că nimic nu e întâmplător și faptul că eu am devenit politician, pentru că mi-am asumat această misiune. Poate misiunea mea este ca eu, prin ceea ce fac astăzi în Parlament, să-i ajut pe cei care trec prin acest diagnostic. Să fiu într-un fel mesagerul strigătelor lor în Parlamentul României. Poate că avea nevoie Parlamentul de un om care să-i adune pe toți la aceeași masă, pentru că astăzi vă spun, nu există... Am găsit o susținere extraordinar de mare în rândul colegilor mei în momentul în care am vorbit de inițiative pe zona de cancer. Toți au spus da, semnăm, votăm cu mâinile pe sus. Ați văzut, este unanimitate la proiectele de lege, pentru că au realizat cât de importantă este această problemă. Dar și în același timp am mai realizat un lucru care este extraordinar de important, și anume că ai nevoie ca într-un fel să-i ajuți pe cei care trec prin astfel de diagnostice, să le spui că e important să-și găsească drumul. Important, cum spun eu, să-și facă visuri. Să-și scuture praful de pe visurile lor și să spună da, merg mai departe. Astăzi te trezești și spun da, ieri a fost o zi unde am primit un diagnostic, dar eu merg astăzi mai departe. Și astăzi aleg să fiu fericit și să trăiesc. Iar pentru asta trebuie să fac lucrurile ăsta, ăsta și ăsta. Să accept, să merg la tratament, să fac echipă cu medicul, să fac echipă cu cei de lângă mine, să mă iubesc pe mine și să-mi doresc să fac lucruri. Să-mi doresc să dau din ceea ce m-a înzestrat Bunul Dumnezeu, să dau și celor de lângă mine. Nu vreau să fiu un om mai bun. Poate că îmi spunea cineva, domnule, vă felicit, doamnă senator, pentru ce faceți? Vedeți că ca un politic parcă ți-e greu să primești laude, pentru că noi de obicei suntem cei criticați. Noi suntem vinovați și suntem puși la zid și împușcați. Împușcați cu ghilimelele de rigoare. Da, deci tot timpul. Și atunci îmi vine foarte greu când cineva spune, vai, ați făcut un lucru bun.
E normal să facem asta. Dar în același timp vă și spun sincer că poate dacă nu treceam prin acest diagnostic, astăzi nu știam care sunt problemele celor care trec prin acest diagnostic. Oamenii au nevoie de empatie. Eu cred că empatia este cea care va salva întreaga omenire. Pentru că dragostea, iubirea, fericirea sunt lucrurile care hrănesc un organism. Cancerul este depresia sufletului. Este ceea ce îmbolnăvește organismul. Pentru că, vedeți, vezi un om foarte frumos, îl vezi merge, zâmbește din când în când și spui că este un om sănătos. Dar el pe dinăuntru, la o radiografie a doctorului, vezi foarte clar că este un om bolnav. Bun. Dacă îl pui într-un echilibru, el cu corpul lui, cu ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi, atunci vei reuși ca acel om să nu mai fie o statistică. Să nu mai fie o statistică în evaluările Ministerului Sănătății, ci va fi un om care va urca în trenul supraviețuitorilor de cancer. Iar prin acest plan de cancer, dacă noi vom face normele, dacă îl vom implementa așa cum l-am gândit în Parlament, eu sunt sigură că România nu va mai fi printre primele țări care n-are soluții în momentul în care vorbește de cancer. Dacă reușeam, de exemplu, să facem prevenție, să vaccinăm tinerile fete pentru cancerul de col, astăzi nu mai eram. Și eram și noi alături de Australia, care a eradicat cancerul de col uterin. Pentru că, cu durere în suflet, o spun, cancerul de sân, în fiecare an în România mor aproximativ 4.000 de femei. Cancer de sân. Un cancer curabil. Un cancer curabil, dar ce este trist este că de acest cancer de sân sunt afectate femeile tinere, între 25 și 45 de ani, femeile care trebuie să-și facă o viață de familie, care trebuie să se dedice creșterii copilului, viitorul societății noastre, și pentru care de multe ori poate societatea n-a avut soluții. Dacă vorbim de creșterea natalității, dacă vorbim de, exact cum am zis noi, de populație sănătoasă, trebuie să avem soluții. Trebuie să vorbim de prevenție. Trebuie să le educăm pe mamele noastre, pe tinerile noastre, fete, că trebuie să meargă la doctor. Pentru un cancer de sân, o femeie să se reintegreze în societate, are nevoie de 7 ani. 7 ani. Asta înseamnă că tu să poți să uiți acea experiență din viața ta. Unele reușesc să treacă mai departe, unele nu. Fiecare proiect legislativ al meu pleacă de la o poveste. Și dacă mă raportez la ceea ce am spus un pic mai înainte legat de cancer de sân, de puterea lor emoțională, de cât de puternic trebuie să fii să mergi mai departe, să găsești în tine resursa. Am simțit nevoia pe parcursul tratamentului ca energia, puterea de a merge mai departe, să o găsesc în mine, dar împreună cu specialistul, cu psihologul. Ați făcut chimioterapie sau? Am făcut chimioterapie înainte de operație și după operație. Și au fost momente, așa cum am spus de multe ori și am afirmat, când am căzut, dar am găsit în mine puterea să mă ridic un om mult mai puternic. Pentru că așa se întâmplă. Așa e făcut ființa umană. Cazi, dar dacă ești determinat, dacă ai visuri, dacă ai un plan cu tine în lumea asta, atunci îți găsești acea energie să mergi mai departe. Nimeni. Nu poate să te ajute nimeni dacă tu nu-ți dorești asta. Și sunt studii care spun foarte clar că pe un corp mort, pe un corp care nu-și dorește să meargă mai departe, indiferent ce inovări, ce medicamente aplici, pentru că niciodată nu vei obține rezultatul dorit. Dar dacă tu îți dorești să mergi mai departe, ai specialiștul, ai
psihologul lângă tine, atunci reușita este sigură. Un om care gândește pozitiv, sunt studii care atestă acest lucru, șansele de reușită în lupta cu cancerul sunt aproape 80-90%.